Până la 1 august, gazoductul în chișinău va fi dat în exploatare. Despre aceasta a declarat directorul general al Transgas României, Ion Sterian, la întrevederea cu ministrul economiei și infrastructurii, Sergiu Railean. Interconectarea Republicii Moldova cu sistemul de gaze naturale din România este o prioritate pe agenda de securitate energetică a țării. Astăzi, acest proiect investițional se află la etapa finală, iar conducta de gaze a ajuns la Chișinău, a spus Railean. Directorul Transgas a menționat că la prima etapă, prin gazoduct, vor putea fi livrate 1,5 milioane metri cubi de gaze pe zi. Către 1 decembrie vom putea asigura transportarea 2-3 milioane metri cubi de gaze pe zi. După instalarea stației de comprimare și reglare de la Ghereiești către 1 ianuarie 2021, vom putea transporta în Republica Moldova 4 milioane metri cub de gaz pe zi, a spus Ion Sterian. Lucrările de construcție a gazoductului în Ghenchișinău au început pe 18 februarie 2019. Conducta are o lungime de 120 de kilometri, iar valoarea estimată a proiectului este de 76 milioane euro conform proiectului de vizilor de cheltuieli din cadrul documentației de proiecte elaborate de Transgas.